Se strânge lațul în jurul lui Cristian Cioacă. La 5 ani de la dispariția Elodiei Ghinescu a fost din nou audiat pentru omor, iar noul procuror de cază a mers personal în apartamentul Elodiei și a răscolit până și în beciul blocului pentru noi probe. Cristian Cioacă are motive să se teamă. Procurorul a reușit să condamne deja doi criminali, chiar și în lipsa cadavrelor. Mă temeți de ceva acum? Suspectul principal și singurul este soțul dispărutei, adică Cristian Cioacă. E suspect de omor de 5 ani. De 5 ani procurorii îl vânează și tot de 5 ani Cristian Cioacă le râde în nas. Ar trebui să vă dea de gândit chestia asta. Astăzi însă fostul polițist a fost mai crispat ca niciodată. Ce spuneți, mai era cazul de un recurs în dosarul ăsta? Cristian Cioacă a fost dus astăzi la parchetul Brașov pentru audieri în dosarul furtului între soți. A avut parte de o surpriză însă. A fost luat la întrebări pentru omor. Nu e prima oară când răspunde la întrebări, însă de data aceasta anchetatorii au un as în mânecă, noul procuror Romulus Varga. Palmaresul lui îi dă fior lui Cristian Cioacă. În luna martie a reușit să condamne doi criminali în lipsa cadavrelor. Cadavrul Elodiei pare dispărut pentru totdeauna de pe fața pământului. Pe asta s-a bazat și fostul polițist, care n-a tresărit nici măcar când anchetatorii au găsit un craniu ce părea să fie al avocatei. După ce s-a descoperit acest craniu, încă mai susțineți că Elodia trăiește? A râs atunci, a râs și când anchetatorii au găsit sângele Elodiei în apartamentul lor. Ele sunt urmele de sânge numerotate, găsite și ridicate. Mai sunt aici, lipite de coșul ăsta de rufe. Cu sânge rece, Cioacă arăta atunci sângele de pe pereți. Cu siguranță locul comiterii crimei este locuința conjugală. Astăzi, procurorul Romulus Varga l-a dus din nou la locul crimei. De data asta, Cioacă n-a mai râs. Credeți că după atâția ani poate să mai rămână vreo urmă? O să povestim când o să ieșim. Cu siguranță n-avea ce urmă să rămână. Este întrebări la care vă răspunde și singur. Ce fel de urmă răpate să mai fie după 5 ani? Și noi ne întrebăm. De-a lungul timpului, procurorii au găsit urme cruciale. Petele de sânge din apartament și din mașina lui Cioacă, plus uniforma lui pătată de sânge, aruncată într-o râpă de lângă Brașov. Cum vă explicați faptul că s-au găsit aceste probe pe acele haine, pe acele obiecte? Nu pot să vă explic. Pentru că sunt suspect de frumos așezată. Pe atunci, Cristian Cioacă avea câte o explicație și câte un zâmbet pentru fiecare acuzație. Nu pot să-l numesc om, ci diavol. O să-i dispară lui zâmbetul ăla ironic de pe față și o să ajungă el, spun eu, pedepsit în chinuri groaznice. Toată lumea care mă cunoaște poate să spună că nu sunt diabolic. Procurorii nu-l cred pe cuvânt. Sunt convinși că doar Cristian Cioacă poate răspunde la întrebarea care frământă o țară întreagă. Unde e Elodia? Însă deocamdată Cristian Cioacă păstrează misterul. Cum se zice la sfârșit, așa îți mai ajută Dumnezeu? Așa, da. Da? Ați văzut, așa îi ajută Dumnezeu. Pentru moment, Cristian Cioacă a fost lăsat să plece acasă, dar procurorii au rămas încă în apartamentul în care a locuit Elodia. Sonia Simionov este acolo. Sonia, bună seara! Au reușit procurorii să găsească noi probe? Bună seara tuturor! Vorbim despre procurori care stau de mai bine de 7 ore aici la apartamentul Elodiei Ghinescu, aici unde locuia împreună cu soțul său Cristian Cioacă. Este vorba de un bloc din cartierul Tractor din Brașov. La etajul superior, la ultimul etaj, acolo se fac percheziții în acest moment de către noua echipă de procurori, pentru că, iată, după 5 ani de zile s-a decis și după foarte multe cheltuieli să se reia acest caz, pentru că, iată, ar mai fi și alte probe, ar mai fi încă o dată alți martori de audiat. Ar mai fi persoane care ar mai avea lucruri de spus. În acest bloc nu a fost percheziționat doar apartamentul de la ultimul etaj, ci și beciul blocului. Sperau probabil anchetatorii că astăzi vor găsi ceva care să îi conducă la de ce a murit Elodia sau de ce a dispărut Elodia, pentru că, iată, verdictul că ar fi murit îl dă doar un certificat de deces. Trebuie să vedem până la sfârșit dacă vor și găsi ceva probe noi în acest caz. Sonia, mulțumesc!